Decizia ca Transalpina să rămână deschisă și în sezonul rece între Obârșia, Lotrului și Curpăt a fost luată în urma unei întâlniri între prefecții din Vâlcea și Alba și drumarii care se vor ocupa de dezăpezirea drumului. Circulația va fi permisă doar în timpul zilei, în intervalul orar 8-18 și doar pentru mașinile cu o greutate mai mică de 7,5 tone. De asemenea, în zonă se va putea circula cu maxim 30 de km pe oră. Autoritățile pot însă restricționa circulația în funcție de condițiile meteorologice sau în cazul în care pe acest sector de drum cad stânci. Este pentru prima dată de la deschiderea acestei șosele montane în 2015, când drumurile naționale dezăpezesc și permit circulația pe timpul iernii. Măsura vine în sprijinul turiștilor care vor să ajungă în stațiunile din Parâng sau la pârtia deschisă de la Voineasa. Transalpina este considerată cea mai înaltă șosea din România, având cel mai înalt punct în pasul Urdele, la peste 2000 de metri altitudine. Drumul va rămâne închis și iarna aceasta pe segmentul cuprins între Obârșia Lotrului și stațiunea Rânca din județul Gorj.